Ce? Părțește de jos! Nu, bă! Salut, șacalilor! Ce faceți? Fraților, am luat tricoul la bun să-ți vadă părul de pe chept și astăzi o să facem nume foarte, foarte ciudate de orașe. Acum dacă stau și mă uit mai bine, zici că e tricou de femeie, ești nebun la cap de la așa de colta. Dar totuși, se vede sau nu se vede? Când aveai o gură de apă, nu uita să lași like, facem 20.000 de like-uri, frate. Și dacă vrei, poți să te abonezi, facem 2 milioane de abonați. Ce? Mai avem vreo 600.000 de abonați până atunci? Da! Continuăm să visăm? Da! În premieră toată lumea, am găsit aici niște site-uri care are niște nume de localități și am deschis și Google Maps-ul ca să fim siguri că există și o să li caut. Frumos, mă duc aici și op, direct Leroy Merlin, direct. Se vede că am îmbătrânit că prima mea căutare la Google Maps este Leroy Merlin. Ei bine, trebuia, mai aveam și Dedeman și Brico Store. Pe primul site-ul mi-apare asta, dar cred că trebuie să cenzurez că nu este normal. Vă rog frumos, spuneți-mi că această comună, sat, eu știu ce, municipiu nu există. Nu pot să cred că există așa ceva, ci... O să cenzurez că nu-mi place mie să spun asta, dar imaginează să te fi născut în sperm, frate. Și aici sper eu să mănânci la gagiu. La gagiu în sper eu nu se poate. Nu se poate, efectiv ador țara asta. Deci ăștia care ați plecat în afară, nu. Eu m-aș întoarce. Deci România este cea mai frumoasă țară, atenție. Unde te duci, bă, tu în Germania? La gagiu, la în sper eu, mă? Unde te duci? Te duci? Nu te duci. Te duci la Hotzenfahnen, acolo. Și n-are niciun haz. Este ireal că există așa ceva. Există orașul sperme. Nu cred, bă. Și să ai cafeneaua la gagiu în spermezeu este prea mult. Și mai avem pe aici care pare ciudat. Ia, Tetcoiu. Bă, deci nu trebuie să cenzurez asta. Ia să vedem Tetcoiu. Tetcoiu este satul de reședință al comunei Mătăsaru din județul Dâmbovița. Din regiunea Muntenia, din țara România. Uite aici, la Tetcoiu, frumos. Păi cu, mergem frumos până la Biserica Sfântul Ioan, care e închisă temporar. Dar nu-i problemă, o să o deschidă până ajungem noi. Coțofenii din Dos, în Dolj, nu cred că există și coțofenii. Ia să-l copiez eu direct de aici, coțofenii din Dos. Bă, chiar există așa ceva? Coțofenii din Dos. Băi, oameni buni, în ce țară trăim? Cine au făcut astea? Uite direct aici, cimitirul și lângă este primăria Coțofenii din Dos. Uite, și este o singură stradă. Ce? Dar ce e asta? Am înțeles, Veri, poți să-l pun pe omulețul ăsta? Ia bă, cum e în Coțofenii de Jos? Ia uite-l, Veri, ce... oraș balcanic direct, frumos. Casă balcanică. Bine. Nu există, Veri, să mergi în România să nu vezi o casă de genul. Acum nu că ar fi rău. Vă vine curierul la ăștia de aici? Îți vine aici curierul? Sim, întreb. Vine dacă îi pui aici adresa la curier? Ia uite, da, cred că e primăria asta. Ia ce frumoasă. Sau dacă nu e primăria, cred că e casa la domnul primar. Ăștia scoțofenii, Veri, de aici din... Îți dragul și ăștia, așa aici e domn primar, să vede, da. Nu știu de ce râd eu, că și Bacău e efectiv o stradă, că atât ai Bacău, un bulevard și pe stânga și pe dreapta sunt blocuri. Gen, ăsta e Bacău. Gogoșari! Există gogoșari! Ce există gogoșari? Gogoșari! Uite bă că e din Giurgiu, asta e aici, cred că... Ia uite, păi dacă eu sunt aici, cât fac bă până în Gogoșari? Ia dai bă direct până în Gogoșari! Păi și la știri când anunță vremea, cum fac? Vremea în Gogoșari este destul de precipitată. Gogoșorenii ar trebui să se îmbraci destul de gros. Ia uite aici, păi cum? Avem strada școlii, pentru că sigur este școala acolo, dar ce ghiciști mai avem? Avem strada fântânilor. Pentru că o fi niște fântâni pe acolo. Avem și strada muzeului, pentru că avem și un muzeu. Și avem și strada poieniție, pentru că acolo este o poieniță, nu? Bă, nu există așa ceva. Oamenii ăștia efectiv au pus numele la stradă după ce s-au făcut instituții acolo, știi? Facem primăria în Gogoșari și punem numele la stradă, strada primăriei. Bine! Bulbucata, toporul, ciuperceni, ia uite, ce? Există acest... Poftim, da? Ia uite, orașul Băicoi, de asta știu, de Băicoi știu că zicea proful meu de istoria artei, cel mai tare profesor, atenție, mereu zicea, da, ești cumva din Băicoi sau de ce? Sau știi chestii de-astea, deci Băicoi știu. Ce avem aici? Mi-a sărit direct în ochi, Căcăcioasa. Nu cred că există la Căcăcioasa. Nu cred că există. De ce există la Căcăcioasa? Fraților, în ce țară trăim există la Căcăcioasa, Veri? Ar fi fost ok dacă natura ar fi fost respectată. Știi că, ui, Veri, la Căcăcioasa mai arunci și tu hârtii pe jos. Știi? După ce te... Super, merită vizitat, o locație perfectă pentru luna de miere. Îi propun și asta lui Gagic, mai mergem în Căcăcioasa. Ai, bă, baby, te duc în Căcăcioasa, Veri. Îmbracă-te frumos. Ia-ți pantofi de aia cu toca scuțit.
Eu merg la costum și mergem în Căcăcioasă. Papuceni, ia uite, o duc aici la Căcăcioasă. Uite ce frumos e. Copaci, natură, autobuzi, lac. Uite, o duc aici să mâncăm la Căcăcioasa. Frumos, și pun pe Instagram acolo. Direct așa, pun mari poză. Mam, Niculeț et Căcăcioasă, știi? Acum nu sunt sigur dacă domnul de aici pescuiește sau face numele localității. Face o Căcăcioasă, așa cum s-ar spune, băi. Cioara de sus, nu există așa ceva. Nu există Cioara de sus. Uite, bă, că există râul Cioara, bă. Băi, băiatule, lângă că avem râul Cioara, avem, domnule, Cioara de sus, domnule, avem Cioara de sus. Cioara de sus, ei, dar e frumos aici în Cioara de sus. Ia să văd unde, a, nici nu pot să pun. Cum, bă, n-am cum să pun omulețul ăsta să văd cum e în Cioara. Hai să mergem aici, la f***a. Nu pot să, pe asta nu pot să spun. Nici măcar nu vreau să. Nu pot, este prea mult. Ia, veniți, vedeți dacă există măciuca veri. Poate știți, adică unii sunteți familiarizați cu măciuca. Bine, există măciuca. Cu mâna măciuca. Ia uite, 15 grade în măciuca. Cam cald în măciuca. Uite-o pe măciuca. Ciocanul meu. Și măciuca este o comună din județul Vâlcea, Oltenia, România, formată din satele, atenție, Bocșa, Botorani, Ciocănari, Măciuceni, Măldărești, Ovosălu. Ia uite, bă, pe ăștia din măciuca, ce frumos liceu teoretic măciuca, bă, cred că ăsta e primul din măciuca, pe cuvântul meu. Ia să punem vere aici, să văd liceul. Uite, domnule, liceul din măciuca, domnule, cum arată aici, ia. Uite aici, domnule, liceu, deci ăsta este fraților lor, este ce trebuie. Ia știți, cum îi motivează proful pentru olimpiadă, băi? Suntem din măciuca, haideți o leacă, să ne, nu? Scoateți măciucile. Să le arătăm noi ăștia de la liceul economic. Ce tari suntem noi, măciuca. Hai măciucile sus toată lumea. Dar toată lumea. Ce? Pârțește de jos. Nu, bă. Pârțește de jos. Pârțește, măi. Ia uite-l pe ăsta, pârțește de jos. Refuză, cred că e să pârțește. Hai până împărțește de jos. Hai repede. Uite-l împărțește pe jos. Ia uite-i pe ăștia, veri. Ia uite-i pe pârțeni. Ia, mă. Ia uite-i, veri, pe pârțeni, alea, că întoarce-ți capul. Bă, băiatul, ia uite-i pe pârțeni. Hai, pârțenii. Ia uite. Era ziua liceului aici acum, nu-i ziua orașului, știi? Ai cumva vreo problemă în pârțește de jos? Te-ai dus, domnule, la poliția pârțește de jos, domnule. Te-ai dus la pârțește aia, pârțoienii aia, pârțoși aia, vei. Vrei să stragi curent, gaz acolo la tine, să faci o procură? Te-ai dus, domnule, la primăria pârțește de jos, domnule. Te duce acolo, domnule. Stii, mă, și respectare și eu până împârțește aici, să mă ajută, dacă nu. Aaa, nici doamna, ajutați, doamne, totul la un pârț, doamne, totul la un pârț distanță, doamne, ajutați-o, doamne, pe mine să ajung aici. Deci eu n-am crezut că există, dar uitați-vă o leacă, există, deci efectiv există, există comuna, bine ați venit în Măciuca. Toată lumea care a ajuns până aici, vreau să-mi spuneți în comentarii din ce oraș sunteți. Eu citesc toate comentariile și dau inimă. Și fiți sincer, ăștia care sunteți din Măciuca, băi, unul trebuie să fiți din Măciuca. Sigur este net acolo la voi în Măciuca. Băi, fiți sincer. Fiți sincer, care e din Măciuca, din Pârțești. Uite, bă, că există comuna Cuca, veri. Asta, Cuca. Hai până în Cuca, asta e ok. Ce e asta, bă? Frecăței, bine, rău. Ia uite-l, veri, pe direct frumos. În Sculeni, meri. Ia uite-l aici pe Sculeniu, ia dă să-l copiez. Hai, Sculeni, hai să copiem o lacă. Sculeni, ia, Sculeni, nu cred că există Sculeni. Frate, există Sculeni. Băi, eu nu știu de ce mă mai mir. Ia uite, Vama Sculeni. Băi, domnule, mi s-a blocat coletul la Vama Sculeni. Cum, bă, chiar există Vama Sculeni? Gândește să fii blocat la Vama, să fii unde? Băi, unde ești, bă, că ai zis că vii cu 30 de ori, unde? Sunt la Vama, la Sculeni. Hai, bă, du-te, bă, sunt la Sculeni, veri. Deci știi ce vreau să fac? Să văd cât fac până în Sculeni. Eu mă duc din Bacău, ca să văd din Bacău, că am văzut că e pe lângă Iași. Ia, din Bacău până în Sculeni, 2 ore. Pe cuvântul meu de om, dacă eu nu mă duc frumos, ia uite, mă duc aici, când mă duc în, ce aici, Bălți, când mă duc în Republica Moldova aici, mă opresc la Sculeni și fac selfie. Fac selfie la Vama la Sculeni, pe cuvântul meu, dacă nu. Ia uite, Sculeni, Frăsuleni, Blidești, Iecușeni, Cotul lui Ivan. Cotul lui Ivan. Luceni, asta e bine, Lucian, Luceni. Și bă, cumpărătura, nu, cred că există cumpărătura, bă. În Suceava, cumpărătura, nu se poate, nu se poate, bă. Bă, nu se, bă, cumpărătura, vezi. Cumpărătura asta nu-i neologism, nu-i nou. Că pe vremea lui ăsta zic, pe vremea lui Ilie Moromete, sigur nu exista cumpărătura, veri. Nu exista să spui cumpărături, veri. Că nu te duceai, că dacă erai tu Ilie Moromete, nu te duceai, veri, până în stat, dai o mână de fân pe o mână de lut și zici că ai fost la cumpărături.
Nu, făceai trocuri de astea, șmecherii, nu? De ce fac în cumpărături averii? Cumpărături? Ia uite și asta, tot o stradă. Pot să pun, nici măcar nu pot să pun. Ia, depozit de... Aaa, dai tare verii murătura în cumpărătura aici. Uite, o bandă pisez. Pe cuvântul meu, aici mă mut în cumpărătura. Ia-l ăsta 2000 de metri pătrați. Să-mi fac aici, averii, casă în cumpărătura averii. Și filmez videoclipuri din cumpărătura, pe cuvântul meu, dacă nu. Și asta, calea cumpărăturii. Vii aici nouă. Deci aici sigur trebuie să existe în școală educație financiară, știi, ca să vezi cum se faci cumpărături, știi, te-ai prins. Și mai sunt câteva pe aici, urlați, vărsătura, știrbăți, spring, Caterin, că muierească, la basin. De ce zuchiți, veri? Aici frumos sunt însulății, mă pomenesc așa din cumpărătura. Sigur, aia din Pârțești, de jos, aia, mi-a tras rău, mi-a dat-o aiurea. Ia uite aici, veri, avem calul neamț. Și avem iapa în Maramure. Bă, dar nu pot să râde că vine sughiți. Nu pot să cred că există calul. Avem calul și cu iapa. Fraților, cam ăsta au fost videoclipul. Să-mi ziceți care vi s-a părut cea mai ciudată. Stai să zic eu înainte să închid clipul. Mie mi-a plăcut aia, dar nu mai știu care era la gagiu. Și mai e asta tare, căcăcioasa. Bine rău de tot căcăcioasa, adică top 1, nu, căcăcioasa e top. Deci eu o să merg în căcăcioasa și fac poză cu pancarda, pe cuvântul meu. Nu uitați, și dacă uitați o să vă amintesc eu sau o să mă vedeți mai des de acum. Postăm în fiecare miercuri și sâmbătă pe canalul mare. Avem și canalul de gaming, postăm și acolo. Bă, ce ratată-ți, bă, eu mi-am adus asta. Să țin așa, frate, știi? Am un paie de ăsta, așa, știi, să stau, dar am uitat să-l mai bag în gură. Că nu l-am mai văzut, s-o camuflat aici. Nu uitați, vă abonați, să activați clopoțelul și până data viitoare, o ce să vă mai zic. Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Pa, pa!